Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de pateu de nuci. O rețetă care se face foarte simplu, foarte rapid, în doar 5 minute. Este o rețetă delicioasă și sănătoasă, zic eu, deoarece nucile înlocuiesc cu succes carnea în dietele vegane, vegetariene de post și nu numai. Nucile conțin proteină, conțin minerale, vitamine, conțin grăsimi sănătoase omega-3, care sunt hrană pentru creier, și au importante beneficii asupra sănătății noastre. Pentru această rețetă eu am folosit 100 de grame de miez de nucă, o legătură medie de pătrunjel, 50 de ml de lapte vegetal, 2-3 linguri ulei de măsline, 2-3 căței de usturoi, sare după gust, o linguriță boia de ardei dulce, o linguriță de muștar opțional, zeamă de lămâie după gust. Miezul de nucă l-am pus într-un chopper. Am folosit un blender din acesta cu putere mică, dar puteți folosi unul cu putere mai mare dacă doriți o consistență mai fină a acestui pateu. Am măcinat nucile, apoi am adăugat o legătură de pătrunjel medie. Dacă vă place pătrunjel, puteți adăuga chiar mai mult, o legătură mai mare. Am tăiat puțin pătrunjelul ca să ajut blenderul. Apoi am adăugat zeamă de lămâie. Zeamă de lămâie punem după gust. I-am pus puțin la început și sare sau vegeta fără monoglutamat și ulei de măsline extra virgin. Am pus eu 2-3 linguri, dar puteți adăuga oricare alt ulei vegetal vă place. Usturoi, puneți 2-3 căței și boia de ardei dulce. Eu nu am avut usturoi proaspăt și am pus granule de usturoi. Adăugați și lapte vegetal, 50 de ml sau puteți pune chiar mai mult, dacă doriți o consistență mai fină și mai lichidă a acestui pateu. Dacă nu aveți lapte vegetal, puteți folosi chiar și apă. Iar la urmă gustăm și vedem dacă mai trebuie zeamă de lămâie, dacă mai trebuie puțină sare. Adăugăm după cât cum ne place nouă să fie acest pateu. Putem adăuga opțional și fulgi de drojdie inactivă, deoarece sunt îmbogățiți cu vitamina B12 și sunt beneficii în dietele vegane și vegetariene și de post. Și opțional, dacă ne place și dacă dorim un gust mai altfel a acestui pateu, putem adăuga o linguriță sau chiar o lingură de muștar. Dar acesta este opțional, doar dacă ne place și dacă folosim. Pateul nostru este gata, se poate servi, putem să-l mai punem puțin la frigider, să-l mai lăsăm jumătate de oră. Sau putem să-l servim imediat, îl putem servi pe felii de pâine integrală sau intermediară, cu roșii, cu măsline, cu castraveți, cu oricare alte legume ne plac nouă cel mai mult. Mie îmi plac roșiile foarte, foarte mult. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept la o nouă rețetă. Și totodată vă aduc aminte să vă uitați în linkul din descriere. La revedere! O zi bună!